George Pomutz Service with Dignity Leadership Award is presented to a Romanian public servant that has proven constant effort to exemplarily fulfill work duties and go beyond those as a role model for the community. It honors public servants that, by their impeccable professional and ethical standards, those nominated for this award are seen as guardians of the good society. Leaders among their peers and as a source of pride and inspiration. This award is offered in the memory of George Pomutz, U.S. Army Brigadier and later career diplomat of Romanian descent. In 1866, he was named Consul General of the United States to Saint Petersburg, where he participated in the negotiations for the purchase of Alaska. It gives me great pleasure to invite to the stage Mr. Vasile Iuga, managing partner of PricewaterhouseCoopers for Southeastern Europe and board member of Aspen, Romania, to present this award. Bună seara, doamnelor și domnilor. Cred că după ce am văzut imaginile, rolul meu s-a cam terminat. Imaginile vorbesc prin ele însele. Am decis să vorbesc în limba română, cu accent maramureșan, pentru că orice aș face, vinerea vorbesc limba română sau engleza fără accent, iar luni, până luni seara, îmi revine accentul de maramureșan, probabil din cauza ceea ce consum în timpul weekendului. Acesta este primul comentariu. Al doilea comentariu este legat de organizarea din această seară. Azi de dimineață am avut adunarea generală a Aspenului și eu, în calitate de trezorier, sunt uneori polițistul cel rău, care trebuie să taie la bugete, care trebuie să fie prudent și conservator. Și membrii Aspen știu că vrem să ne îmbarcăm într-un program de optimizare a costurilor în limbaj corporatist. Și am văzut în această seară până acum că programul este deja implementat. Am venit cu o foame teribilă. Am venit cu o foame teribilă, comparabilă cu cea din unul din episoadele cu Stan și Bran, când sunt într-o cabană undeva în nordul îndepărtat și arctic și mai e și un al treia personaj și le e fric și n-au nici mâncare și încep să-și imagineze unde special că sunt găini și că aș vrea să-i pună pe foc și să-i mănânce. Am greșit, nu este așa. M-am așezat la masă și am mâncat o bresaola de mistreț extraordinară. Numai că, și aici domnul Vodnar, cred că experimentul a reușit, avea un gust excepțional de sfeclă. Pe această bază, de-abia aștept să vină felul principal și desertul. Sper însă să nu vă jucați cu experimente pe marginea vinului. Lăsați măcar vinul să fie ceea ce a fost. Deci aceasta a fost introducerea. Altfel, domnilor și domnilor, Cătălina, soția mea și cu mine, suntem onorați să înmânăm și în acest an premiul George Pomutz pentru serviciu cu demnitate, unei profesioniste de excepție și unei femei extraordinar de frumoase, care este deschizătoare de drumuri în aviația militară românească și într-un fel și în societatea noastră. Simona Maierean este prima și momentan singura femeie pilot de avioane supersonice din istoria forțelor aeriene române. Personal am avut onoarea să-l cunosc cu mulți ani în urmă și pe cel care a fost primul pilot de sex masculin care a zburat pe avioane supersonice, generalul Reican. Comentariile mele vor atinge tema femeilor și a aviației sau a femeilor în aviație ca o formă de respect pentru semenele noastre care își asumă riscul de a fi într-o profesie care este considerată extrem de periculoasă și extrem de riscantă. Și aș începe cu un citat din Amelia Earhart. Ea a fost prima femeie care
a traversat Atlanticul și, așa cum știți, a dispărut în încercarea de a traversa Pacificul și acum încă se caută pe niște atoli din Pacificul de Sud, se încearcă localizarea epavei pentru a-i se aduce omagii la poate 70-80 de ani de la dispariție. Ea spunea în memoriile ei că unii dintre noi au piste minunate deschise în față. Dacă aveți deja una, decolați. Dacă nu există încă una pentru voi, trebuie să știți că este responsabilitatea voastră să luați o lopată, să începeți să vă construiți o pistă, atât pentru voi, cât și pentru cei care vă vor urma. Simona Maierean, simbolic, a luat lopata și a demonstrat persistența omului care știe că și-a găsit drumul și nu are de gând să renunțe la el. Prin ambiție și prin pasiune, a reușit să depășească multe taburi și prejudecăți. Aveți în broșura de pe mese detalii tehnice suficiente care să-i descrie cariera. Eu am să vă împărtășesc câteva lucruri care sunt mai puțin cunoscute. Dacă v-ați uitat pe YouTube la discursul Simonei de la conferințele TEDx, ea povestește cum înainte de înscrierea la Academia Forțelor Aeriene Aricoandă, a primit sfaturi binevoitoare de a se înscrie mai degrabă la medicina militară. Simona știa însă că vrea să zboare. Nu bănuiau atunci cei care o sătuiau că aveau în față pe viitoarea șefă de promoție și pe cea care va pilota avionul supersonic de vânătoare MiG-21. Cu trecutul unui om care știe câte ceva despre aviație, vă rog să mă credeți, provocările pe care ridică pilotarea MiG-21 chiar în varianta Lancer, modernizată la Aerostar Bacău de către prietenul și bunul meu coleg Filip Grigore, nu trebuie subestimate. Este greu să pilotezi în general, este foarte greu să pilotezi avioane de luptă, este îngrozitor de greu să pilotezi MiG-21. Este mult mai simplu și mai ușor, de multe ori mai ușor, să pilotezi supersonice occidentale. În această tradiție, Simona vine pe calcă pe urmele Smarandei Brăescu din legendara Escadrila Albă, o întreagă unitate de avioane sanitare pilotate de femei românce în al doilea război mondial și care a fost singura de acest fel din lume. Și de coincidență a făcut ca să am experiență oarecum asemănătoare din trecut cu Simona Maierean. Înțeleg din propria experiență fascinația pentru aviație, pentru că cu mulți ani în urmă am absolvit facultatea de aeronave și mie, când m-am înscris la admitere, mi s-a sugerat, fiindcă veneam din Maramureș, să încerc la mecanica agricolă. Nimic, nu vreau să ofensez niciun fel mecanica agricolă, este importantă. Și eu am terminat tot șef de promoție. Simona a făcut stagiul la Bobocu. Coincidență, viața m-a dus și pe mine la Bobocu, am făcut stagiu militar cu termen redus și am avut o perioadă de o lună la Bobocu, unde și Simona și-a luat brevetul, mă rog, pe ea cu 52 inițial și apoi pe IR-99 Șoim, un avion de antrenament avansat. La Bobocu am învățat multe lecții de viață despre concentrare, competitivitate, camaraderie și umor, atât la sol cât și în aer. Îmi aduc aminte că ne era foame la toți, în mai, iunie, se cocea mazărea, sau încă era aproape coaptă, și mâncam mazăre în neștire, în lacul de mazăre. Îmi aduc aminte de bucata de carne pe care o mâncam la restaurantul Hotelului Central din Buzău, la plimbările după fete prin faimosul parc Crâng, și la un eveniment tehnic excepțional pe care nu mă pot abține să nu vi-l împărtășesc. Oricât ar fi de mare sau de mic un avion, el trebuie să poată fi ridicat pe cricuri. Știți, să pun cricurile de obicei sub aripi, în niște zone întărite ale aripii, că altfel, dacă zonele n-ar fi întărite, cricul ar trece prin aripă, fiindcă învelișul este destul de subțire. De ce îl ridici pe cricuri? Ca să faci manevre, teste la trenul de aterizare, printre altele. Și erau migurile 15, vă dați seama, migurile 15 luptaseră în războiul din Coreea, 1950-1953, dar se utilizau la Bobocu, la școala de piloți. Și sub aripi era o zonă întărită, și alături era scris loc pentru pus cricul. Ce credeți că a făcut un militar, nu cu termen redus, un militar obișnuit, când a pus cricul? În loc să-l pună pe ranforsare, l-a pus pe text. Și evident că acel cric a perforat aripa. Bun. Revenind un picuț la lucruri mai serioase, am spus așa că în edițiile trecute ale Galei Aspen, premiul George Pomutz s-a acordat aproape echilibrat între bărbați și femei, bărbați care au luptat
departe de România și care sunt eroii noștri, care au reprezentat România și valorile pe care noi le trăim în Afganistan sau în Irak. Au fost însă și semene de ale noastre care au primit premiul George Pomutz, unele dintre ele, însă de fapt marea majoritate, cu specialități și specializări interesante, fie comunicare, fie război cibernetic, însă pentru prima oară în acest an acordăm distincția unei femei aflate efectiv în prima linie, în aviația militară, chiar dacă și războiul cibernetic purtat din spatele frontului este un război de primă linie. Aș spune că în lumea în care trăim este nevoie de militari nu doar pentru vremuri de război, ci și pentru vremuri de pace. Pentru că exemplul, abnegația, spiritul de sacrificiu, pe profesionalismul pe care le au, sunt esențiale. De curând, spre exemplu, Simona a pilotat unul dintre avioanele militare de tip Spartan, care au transportat pacienții români în străinătate, în urma tragicului accident de la Clubul Colectiv. Până acum, războaiele, conflictele păreau îndepărtate, păreau limitate la Asia Centrală, la Africa. Simțim uneori că parcă se apropie zgomotul războiului și de continentul european. Și de aceea avem nevoie de oameni ca Simona pentru a restaura scara adevăratelor valori în România și pentru a ține pasul cu provocările unei lumi din ce în ce mai periculoase. Îți mulțumim, Simona, pentru tot ceea ce faci pentru România. Felicitări și succes mai departe! Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot. E o onoare să fiu aici și sper să mă pot ridica vreodată la nivelul descriere pe care tocmai mi s-a făcut. Sunt foarte emoționată, poate și din cauza domnului Iuga. Da, viața te poate învăța foarte multe lucruri, important este să ai și ochii deschiși, să le vezi. În primul rând, sunt foarte importanți oamenii din jurul tău. Pe lângă acel avion-mașină, om-mașină, de care tot vorbim. Și dacă printre lucrurile care m-a învățat aviația e că suntem foarte vulnerabili ca și oameni, indiferent de nivelul la care suntem și indiferent de poziția socială pe care o avem, și toți ajungem la fel oriunde suntem. Un alt lucru care m-a învățat e că trebuie să fim foarte sinceri în primul rând cu noi și să ne autoevaluăm corect, după care să evaluăm situația corect. Mă întrebam la un moment dat ce caut eu aici, într-un grup în care vorbim despre lideri, pentru că eu conduc un avion și vorbind cu ai mei colegi, premiul îl dedic lor, ei fac exact același lucru ca și mine, nu sunt specială cu nimic, mi-au spus că, în primul rând, mai ales aici la aviația de transport, unde noi suntem ultimii care părăsim aeronava, în primul rând trebuie să avem grijă de oameni din jurul nostru. Și atunci am zis, da, ok, înseamnă că asta trebuie să facă un lider. Trebuie să aibă grijă în primul rând de oameni din jurul lui și atunci va crește și el. Dacă oamenii din jurul meu părăsesc toți aeronava, pot să o părăsesc și eu. Dacă nu, va trebui să rămân acolo. Un alt lucru care l-am învățat e că atât timp cât, să zicem că avem un cap pe umeri și o decență, orice lucru bun este posibil, absolut orice lucru bun.
și indiferent când de aproape sau de departe simțim toate aceste conflicte, depinde doar de noi ca și oameni și ca bine, ca să simțim binele. Mă scuzați. Cam atât. Vă mulțumesc mult de tot și... Vă mulțumesc că v-ați gândit la piloții militari, în primul rând, pentru că, așa cum am spus, acest premiu este al lor, nu este al meu, sau este și al lor atât cât este și al meu, și vă mulțumesc în numele lor. Simona Maierean, mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Iuga, tu l-ai, doamne, atâta vă mere gura, de gândești că n-ați fi din Maramu, de unde și vorba, ste ferească Dumnezeu, de ardeleanul care se acomodează în București. Așa ceva... Almost forgot that for this section of the Aspen Leadership Awards Gala, Mr. Mihnea Motok, the Minister of Defense, has sent us a video message and we'd like to watch it. Bună seara domnului președinte Mircea Joană, echipei domniei sale de la Institutul Aspen în România, distinșilor participanți și tuturor celor omagiați și premiați la ediția 2015 a Galei Aspen pentru Leadership. Permiteți-mi să mă adresez pe această cale prestigiosului dumneavoastră eveniment, deși aș fi preferat, evident, să o fac în mod nemijlocit, însă îndatoririle specifice începutului de mandat mă împiedică din păcate. O fac în mod special pentru a vă împărtăși cât de mult apreciez și apreciem continuarea tradiției de onorare a militarilor de excepție din Armata României. La edițiile precedente au fost remarcați Florin Elenache, Laurențiu Șerban, Larisa Tudor. Anul acesta ați decis să distingeți pe prima femeie pilot de avion supersonic din România, pe doamna Simona Maierean, cu Serviciul Public cu Demnitate. Omageați în felul acesta o reprezentantă a tinerei generații de ofițeri români din armata noastră, care ilustrează în chipul cel mai înalt faptul că schimbările profunde antrenate de alinierea noastră euroatlantică au atins palierul de mentalitate, de atitudine al oamenilor săi. O fac și pentru că există o idee pe care am auzit-o vehiculată destul de des, și pe care am considerat-o ca diplomat de carieră ușor exagerată, anume ideea că mulți dintre militarii noștri, prin faptele lor, sunt ambasadori de impact, de credibilitate pentru promovarea intereselor și obiectivelor fundamentale ale României în exterior. Această idee, realizez acum, este pe deplin acoperită de realități. Vă mulțumesc în numele meu personal și al Ministerului Apărării Naționale pentru inspirata opțiune, precum și pentru întreaga abordare de promovare a unui nou model de leadership în societatea românească. Vă doresc o seară cât mai reușită în continuare și succes deplin în tot ceea ce întreprindeți.